noapte. Pentru ea mi-e teamă de păcate, pentru ea e polta mai albastră, pentru limba, pentru limba noastră. Dumnezeu, cuvânt către tineri din partea lui Eminescu. Oricare poezie a lui Eminescu este de fapt un cuvânt către om, omenie, umanitate. Pentru că mesajul lui depășește o graniță fizică și atinge toate granițele morale. Cred că astăzi, nicăieri în România, nu era un loc mai potrivit pentru a fi omagiat Eminescu decât la Putna. Pentru că Eminescu la 1871 a dat semnalul unirii mari a românilor prin acea adunare de la Putna, a serbării de la Putna. Eminescu este cel mai credibil scriitor care a demonstrat că istoria și cultura națională s-au dezvoltat în Biserica Română. El a dat un reper și a spus că aici este Ierusalimul românesc. Salba de biserici de la Blaj l-a făcut să spună că acolo e mica Romă. Poezia lui este rugăciune dintr-un capăt în altul. Nimic mai firesc decât ca el, Eminescu, să fie sărbătorit, omagiat în biserică. De la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul mi s-a, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare vin muscalii de-a călare, de la mare la Hotin mereu calea ne-o țin. Din Boian la Vatra Dornii au umplut o mii de cornii, și străinul te tot paște de nu te mai poți cunoaște. Mil furare, Doamne, adin auri, pe înaltul domn cu tot cu lauri. Mă uscam de dor în piept cu plânsul, nu știam că dor mi era de dânsul. Nu știam că doina mi-o furară cu frumoasa și străvechea țară. Eminescu, Eminescu. Domniile voastre, dragi elevi, tineri, 1871, 2021, 15 august 1871, 15 august 2021. Când ne-am apropiat cu zilele de marea sărbătoare ce a trecut 2 iulie 2004, 500 de ani de la trecerea la cele veșnice a Măriei sale, a slăvitului voievod Ștefan, am, împreună cu părinții mănăstirii, am scos o mică broșurică. În 1904 așa a fost, în 2004 cum va fi. Și am trimis-o peste tot. Și a fost serbarea și am văzut-o. Acum, în anul acesta, în 15 august, vor fi 150 de ani de la Marea Serbare, organizată de Eminescu. Sunt multe gânduri și multe doruri ale noastre. Nu știm, se vor împlini, nu se vor împlini. În 2004 am fost întrebat de, pe atunci era doamna Teodora, doamna Daniela Videscu, lucra la Antena 1. V-ați propus multe, le-ați împlinit? Și am răspuns, cred că în proporție de 97% s-au împlinit. Cine a propus atunci pentru 2004. Și acum ne propunem multe pentru Măreața Serbare, din vară, din 15 august.
Au fost vreo câteva întâlniri. Am anunțat încă de la începutul anului trecut, din 2020, când aici erau prezenți în seara de anul nou tinerii studenți, ascoreni, ascorul din întreaga țară. Erau prezenți aici la Putna vreo 280 de toți. Am anunțat de atunci. A venit ceea ce a venit peste noi, ceea ce nu ne-am dorit și nu ne dorim. S-a vorbit aici de tăcere. Oare cum va fi în 15 august? Am spus, ne dorim multe. Aici, lângă Eminescu, lângă bustul Eminescu, dorim să aducem pe peretele din spatele poetului, bustului Eminescu, ne dorim să aducem chipurile și chipurile celorlalți participanți la serbarea de la 1871. E o datorie. Dorim până și acea cruce de acolo să o mutăm, să o aducem aici, pentru că acea cruce a fost ridicată tot în amintirea serbării de la 1871, mai târziu, de către Arcadie Ciupercovici, stareț al acestei mănăstiri. Iar acolo să ridicăm o cruce care să ne amintească de marea sărbătoare din 2004, Ștefan 500. Sunt gânduri. Domniile voastre, am avut un cuvânt pregătit. Poate că îl vom publica, poate că îl vom înregistra și îl vom da ca să-l ascultați. Am zis doar numai să spui doar mai câteva gânduri care ne frământă pe noi. Ieri am vizitat pe frații români din Bucovina, partea ucraineană. Am fost la Storojineți și pe la Crasna și pe la Voloca. A fost Sfântul Vasile. Și acolo, cu majoritatea preoților, îi cheamă Vasile, a trebuit să merg. Într-o discuție era prezentă și excelența sa, doamna consul general a României la Cernăuți, ne-a venit acest gând să refacem drumul lui Eminescu spre Putna. Pe unde a venit Eminescu? Pentru că știm că a plecat de la Cernăuți, pe la Storojineți, a dormit la Crasna, unde a adulmecat mirosul de cozonaci pe care îl făceau mătușile din Crasna pentru serbarea de la Putna. Iar de acolo s-a îndreptat și a ajuns în ajun aici la Putna. Pe aici, pe la Vicov. Am propus doamnei consul, poate să, până atunci, și acum o fac, cum zic, public și aș vrea să preia presa, mass media, să transmită, să deschide punctul de frontieră de aici, de la Vicov. Vicov, partea română, Crasna, partea ilaltă, care e tot română. Deci să deschide punctul acesta ca să refacem drumul lui Eminescu. Va fi oare? Sunt gânduri, sunt dorințe. Avem nădejde. Pentru că, cred eu, așa cum a spus și domnul Adrian lui Gheorghe, atât timp cât înăuntrul nostru mai sunt doruri și din acestea frumoase, sfinte, înseamnă că suntem pe urmele lor, ale sunt strămoșilor. Iar ei nu ne vor lăsa. Așa cum o mamă, iar aici mai înainte un prunc, aici care scârția un pic în brațele tatălui. Mama repede l-a luat și a tăcut. Și am zis, vedeți ce este mama? Și așa și noi. Sunt convins că sfânt strămoșii ne vor ține de mână ca să nu ieșim din matca lor, din matca aceasta stabilită de acest sfânt strămoș. Și în felul acesta, că îmi doresc și mi-am dorit la serbarea din 15 august, sperăm să fim liberi, să ne putem deplasa, să vină românii studenți din afara granițelor țării, așa cum în 2011 Liga Studenților din Străinătate, LSRS-ul, a fost prezent aici, vreo 40-50 de toți. Sperăm și anul acesta să ne putem să ne adunăm. Așa să ne ajute Dumnezeu. Sănătate multă la toți și Eminescu dea pururi în inimile noastre și poezia lui să ne fie așa. Așa mi-a venit, așa spui, ca pe tatăl nostru.